Cu 256 de voturi pentru, 20 de abțineri și 51 de voturi împotrivă, legea care permite vânzarea și sau cumpărarea terenurilor agricole de către străini a trecut de Camera Deputaților. Potrivit noului act normativ, cetățenii și persoanele juridice aparținând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la acordul privind spațiul economic european pot achiziționa teren agricol în România în condiții de reciprocitate. Mai pe românește, cel care dorește să vândă se duce până la primărie cu oferta de vânzare pentru terenul respectiv, după care așteaptă acasă avizul din partea primăriei. Avantajul vânzătorului este acela că nu plătește nicio taxă, pentru că totul revine în sarcina primăriilor. Legea care permite cetățenilor străini să cumpere teren agricol în România îl mulțumește pe deplin pe ministrul agriculturii Daniel Constantin, nu însă și pe deținătorii de terenuri agricole, oameni simpli de la țară cu un dezvoltat simț al proprietății și extrem de patrioți. Legea e de mult pus în aplicare, acum e decât șmecheria. Se poate spune că țara a fost vândută de mult. Nu e o lege bună deocamdată. Păi nu s-a vândut cetățenii străini până acum? Cam de aceeași părere sunt și mari fermieri, care critică dur prevederile noii legi, în sensul că în România se permite mult prea ușor cetățenilor străini să cumpere teren agricol, în condițiile în care țări ca Ungaria, Polonia sau Bulgaria au tratat cu extremă fermitate acest subiect în interes național. Pământul, dacă era să-l dăm la străini, trebuia dat concesionat pe o perioadă de 10, 15, 20, 30 de ani și numai dacă se făcea ceva pe pământul ăla, dacă se făcea agricultură, dacă se făcea o întreprindere să aloce locuri de muncă, că suntem o groază de șomeri numai din cauza asta, că s-a lichidat toate întreprinderile care au funcționat. Au pământ și în țările lor străine, aici pământul este foarte ieftin, la noi în România, urlea cu cât urlea metru pătrat 12 euro sau cum să vinde metru pătrat de pământ agricol, arabil sau... Potrivit unor informații apărute pe piață, Ungaria, China și țările arabe sunt foarte interesate de terenurile agricole din România. Este și normal, având în vedere costul scăzut al unui hectar. Pot să vă spun că un pământ agricol, mai mult de 7, un hectar de pământ, nu se dă mai mult de 70 de milioane în banii vechi. Dacă vine unul de la Monte Carlo, câte la el un hectar de pământ acolo, să le dea și nouă. Un hectar de pământ. La el e 30 de milioane de euro un hectar de pământ. La noi le-a cu 2000 de euro un hectar de pământ. Nu-i văd ceva corect. Dar cum România face cam tot ce îi cere Uniunea Europeană, legea terenurilor agricole a trecut fără mari probleme. Conform tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat ca la 1 ianuarie 2014 să elibereze piața funciară, astfel încât cetățenii străini, persoane fizice din comunitatea europeană, să poată cumpăra fără restricții terenuri agricole.